numesc Grigorescu Drago și am 32 de ani, sunt din Pitești. Aolo, trebuia să mă uit un obiectiv, nu? Aolo, și m-am uitat? Ah, e bine atunci. X-Factor. Aici? Da. Da, nu știu ce am emoții. Dacă aș mă auzi acum să cânt undeva la un concert sau la un festival, e cu tot diferit. Dacă îmi vine aici, e altceva. Te știu, te cunosc. Te da, am mai fost acum 2 ani. În stânga mea era Chelu. Domnul Chelu. Domnul Chelu. E doamna Bitman. Nu, domnul Bitman. Domnul Bitman. Puțin, nu ești tu ca nișul intergalactic? Gata, ba da. Am impresia că nu prea îți place să ți se spună că... Nu, credeți-mă, mi s-a spus de mai multe feluri. Asta e... În primul rând că ca nișul nu prea poate să fie intergalactic decât dacă e luat de cineva cu... Adică care e evoluat, pentru că câinii n-au descoperit nici măcar focul, adică nu prea poate caniș să fie intergalactic. Nu semen cu un caniș, aveai părul mai mare? Evident. Saturn? A, da, aia dai seama că a zis, mă duc. Acum ești pudelul terestru. Ce ai schimbat față de anul trecut? Față de anul trecut ce am schimbat? Am schimbat lucrurile care trebuiau schimbat. Te rog. Păi punctul 1 l-am schimbat, care nu era, nu trebuie să fie. Așa că l-am schimbat pentru că ce mi-a schimbat? Făcut. Da. Punctul 1. Punctul 2. Trecem peste. Punctul 2, iarăși, da, și ăla trebuia neapărat schimbat, că dacă nu, adică chiar dacă am schimbat 1, trebuia și 2 pentru că reglaje sau ai schimbat de tot. Nu, deci trebuia și 2 pentru că nu puteam să îmi iau doar să las pe 2 așa. A treia problemă care era clară, care mulți știau că e o problemă la treia. Da. A fost schimbată și aia. Perfect. Deci cele 3 puncte au fost schimbate. Da. Rămâne ceva în picioare de anul trecut? Eu. Tu. Bravo. Du-te pe scenă. Succes. Mulțumesc. Baftă. Păi, de la 20 de ani, timp de 4 ani, am cântat câte 8 ore pe zi, mă trezeam de la 10 dimineața și cântam 8 ore. Teoretic, am mai mult decât unul care face de 40 de ani, adică aproape... Gândiți-vă că chiar, deci chiar am cântat, puteți să întrebați și vecinii. Ești acolo? Am depășit ce vreau să fac. Chiar mă fricoșeam câteodată. Chiar am ajuns la niște niveluri, la compozitorii care am fost... mă rog, mai, nu zic că nu dau nume, dar rost ideea că mi-au zis că n-am început în țara asta, că de la nivel, adică ea, în țara asta nu mă văd, efectiv. 3, 2, 1. Să cânt bine, să cânt bine așa fel de bine, să ne băi să-mi fac. Bună seara, public X-Factor! Se poate niște aplauze pentru juriu? Asta ca să arăt că nu porranc eu. Cum am venit expres să concurez? Data trecută, de ce ai venit expres? Tot să concurez, dar n-am venit expres. Expres vreau să te întreb ce ai la mână. Te-ai bătut cu cineva? Nu. Nervi? Nu. Supărare? Niciodată. Presiune? Nu. Ai căzut? Prea multă ardoare? S-ar putea. Despre ce a fost vorba? S-a întâmplat ceva ce n-am putut controla, așa că mi-am pus bandajul la mână, în urma rănii. N-am înțeles nimic. Omul te-a întrebat de ce te-ai tăiat la mână. Încercam să scutur un prosop ud. Și am dat așa și așa și așa și s-am dat până la urmă o bordură. S-a produs o extorsiune a unui degajament, degajament în două ape care n-am putut să dorm în pat cu nevastă mea. La mână? Am avut o problemă. Nu mi-așa ceva muzical, dar și m-am enervat. Acum pun un stâlp. Problema care era că la un restaurant mai încolo erau niște muzică, mai obosit așa un pic, cu niște de-aia bursucei în costume flaușate. Nu asta e problema, că n-am nimic, că am învățat că toată muzica e muzică, nu știu. Dar problema care era că oamenii ăia, deci bărbații ăia de acolo, aruncau cu banii în alți bărbați. Probabil că n-aveau bani, ația 5 milioane să arunce cu el, dar ei aruncau. Da. Și le-am tăiat curent. Păi, dacă am dat cu punul în stâlp, am eu mâna cu am dat să vedeți stâlpul. Spune-mi, te rog frumos, dacă piesa ta are legătură cu prosopul ud. Are legătură cât are tot legătură cu orice. Cam ceva de genul ăsta. Pentru că totul e relativ, fără, doar și poate. Totul are o caracteristică în raport cu fiecare obiect, deci... No, dialogul e fantastic. Exact. Mai bine cântăm ceva, vesel exact. Să fim și să cântăm. Bravo! Exact. Îți mulțumesc, dragi.